Acum v-aș ruga să mai dați încă un sfat celor care se uită din experiența voastră de expert în securitate și de om care folosește produse digitale în mod continuu. Mare atenție la ce postați pe rețelele sociale. Vorbeam zilele trecute cu alți colegi despre pericolele pe care le putem întâmpina atunci când postăm pe rețele sociale informații cu caracter sensibil, dar noi nu ne dăm seama că informațiile alea sunt cu caracter sensibil. Drept urmare, foarte multă lume își pune pe rețele sociale poze cu biletele de avion. Biletele de avion care conțin codul ăla QR cu toate informațiile tale personale. Nume, prenume, unde călătorești, cu ce linie aeriană, în ce perioadă de timp. Cu anumite informații din codul respectiv putem accesa pagina noastră de călător, care conține mult mai multe informații. Datele de pașaport, adresa de acasă, contactele de siguranță, restricții alimentare, necesități medicale și așa mai departe. Deci o simplă poză cu biletul de vacanță s-ar putea să vă aducă mai multă atenție decât ați vrea să aveți pe rețelele sociale. Sfatul meu e la modul general. Luați-vă 10 secunde în plus de fiecare dată când vrei să dați click pe un link, când primiți un mail și fiți atenți puțin mai mult la detalii, că eu așa sunt când, și de asta nu am fost hackuit până acum, sper să nu atrag atenția nedorită cu ocazia asta, dar cred că când primesc un mail mă uit să văd, bă, mailul ăla este de la bdefender.com sau e Office cu scris cu 5 de F, bit D cu I, Fender. Adică trebuie să fii foarte atent la tot felul de chestii de genul ăsta și da, să nu dai click pe chestii. Orice sună prea bine ca să fie adevărat și orice chestie care are o dăre de mister, cum stați în social media, acele link-uri, ăsta ești tu din poză și un link de la dubios, nu da click pe ele, că e clar că e o fentă. Orice sună prea bine, orice, ascultă-ți instinctul. Bă, dacă e ceva acolo ce nu miroase bine, stai departe de chestiile astea. Și da, evită să ai parole de astea simple după numele câinelui. Toată lumea știe cum îl cheamă pe câinele meu, că n-al postez în social media. Nu avea parola după numele lui, din Sasha 1, 2, 3, 4. Pune aici un semn exclamă. Încearcă să eviți chestiile evidente, pentru că din câte am înțeles eu, hacking-ul este o chestie făcută după niște lucruri foarte simple. Nu e fizică cuantică în spate, în general. E pur și simplu un moment de neatenție, o chestie lăsată, o poză cu QR codul. Atât de simplu. Nu vă puneți pozele cu QR codurile de la concerte. La fel, că e ca și cum vă dați biletele moca pe net. Dar cam atât de simplu. Fiți puțin mai atenți. Cum sunteți în viața de zi cu zi când traversați o stradă și vă uitați să fie verde semaforul ăla, la fel și pe internet. Marian Bob, vă mulțumesc pentru sfaturi, iar vouă vă spun, nu sunteți niciodată în acea poză. O zi bună! Ieri am primit o chestie din aia.